Trupa Davis e la București. La întrebarea cât rămâne un campion în memoria colectivă, răspunsul e întotdeauna diferit. La 40 de ani după cea de-a doua performanță a sa ca lider mondial al tenisului, românul Ilie Năstase este încă o legendă vie. De la ultima minge lansată într-o competiție sportivă, a făcut afaceri, politică și a fost protagonistul numeroaselor runde de spectacol monden. Generațiile recente care nu l-au văzut în teren decât la meciuri demonstrative și-ar dori să-l reîntâlnească pe esticul histrion atât de popular și de iubit și să-l audă vorbind din nou despre tenacitate și pasiune și despre cum să rămâi tu însuți, indiferent că pierzi ori câștigi. Domnule Ilie Năstase, aici nu e muzeul viu al unui sport, ci al unei vieți. Ceea ce îmi place foarte mult e că trofeele sunt alături de prieteni, alături de familia dumneavoastră. Descrieți puțin, ca și cum n-am ști despre ce este vorba și dacă e posibil să-mi spuneți povestea începând de la cel mai important și mai drag obiect. Păi mai am prin pod, adică nu este o singură prima cameră care am terminat-o, aici pe jos mai am la fel. Cu alte cuvinte, nu e gata. Încă suntem într-un muzeu în construcție. Fac și jos în living, să mă extind. Da, dar nu prea intru eu des aici, că... De ce? Din pricina emoțiilor? Nu, devii puțin prizonier al trecutului și nu prea vreau să... Da, așa, din când în când vă visați în teren? Nu prea, nu, că la început, primii ani au fost mai greu, așa, mă visam că iar joc și atunci am trecut peste asta, nu mai ajut. Era o nostalgie greu de îndurat? E natural, cred că la toată lumea se întâmplă treaba asta și orice îi face, orice meserie, dacă te lași de ea... Nu, eu cred că se întâmplă numai maestrilor și de asta v-am pus întrebarea, pentru că mă gândeam că e o nostalgie care nu vă dă pace, deși multă lume o să vă întrebe acum prin mine de ce nu ați devenit antrenor? Uite, asta nu-mi dă pace, că oamenii întrebă de asta. De ce n-am câștigat nu știu care turneu, de ce nu l-am pierdut pe ăla în finală, de ce astfel. La mine nu mai contează, că am făcut cum am vrut eu și la meciuri câștigate și l-am pierdut, așa că nu fac o socoteală sau... Care e cel mai important obiect de aici și care poate fi numit un talisman, ceva de nedespărțit? Nu știu, am un tenis care mi l-a făcut Adidas în anii 72, cred că 73, care e băgat în aur, o să-l vedeți pe acolo pe sus. Dintre portretele care ne înconjoară, este vreunul sentimental? Pentru că am văzut și variante făcute de plasticieni și fotografii. Nu, îmi plac cele cu prietenii, cu Ciriac, de exemplu, am foarte multe poze pe aici, cu Nadia, cu Hagi, prietenii mai apropiați. În clipa asta, tenisul pentru dumneavoastră, dacă ar trebui să-i dați o definiție strict sentimentală, cum ar fi? E ceva care eu am ieșit la pensie și mă duc la turnee, sunt invitat, îmi face plăcere. Sigur că tenisul e diferit astăzi, dar îmi place cum se joacă oricum.